Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Este ora 8:08, aici este rubrica tradițională al lui Vlad. Fie că e Republica Fantastică România, fie că este vreun interviu. Profit astfel de acest moment pentru a vă spune încă o dată, Vlad lipsește, a recit, a făcut buturai. Sper că e bine. Sper că a luat pastilele ce trebuie. Cetățeanul pe care l-a auzit e Mihai Dinu, dacă nu l-ați recunoscut. Îi ține locul lui Vlad, care ia pastile și încearcă să se pună pe picioare, dar mai devreme de vineri noi nu credem că vine, întrucât el nu prea mai are voce deloc. Și dacă recent am vorbit despre cât mai lăsați în restaurante și ce bacșiș dați, e firesc să vă întrebăm cât mai cheltuiți pe pantofi. Da. În ultima perioadă, pentru că avem un subiect pe tema asta. Se pare că a existat un interes din partea unei părți a presei pentru încălțările premierului Ciolacu și ale colegului Grindeanu, deci cei doi boși din PSD. Cineva din presă sau mai mulți colegi, nu știu, a remarcat că oamenii au pantofi cu talpă roșie. I-au prins cu talpa vopsită. Când auzi de talpă roșie, ți se aprinde becul, pentru că noi am învățat de ani de zile că există o marcă franțuzească, Christian Louboutin, care face pantofi, particularitatea lor fiind talpa roșie. Ei, din câte știam eu, erau de damă. Probabil o face și de bărbați, nu știu dacă și la bărbați e talpa roșie, nici nu contează. Cert e că domnul Ciolacu a explicat aseară la ora 17:05. Important. Da, într-un update pe G4 Media. Așa. Că dumnealui poartă pantofi marca Santoni, nu Louboutin. Așa. Aia Louboutin sunt 1000 de euro în medie. Așa. Ăștia Santoni sunt mult mai ieftin, sunt 750. Nici nu-i mult. 750. Dacă stai să o gândești, da, faci o economie la... Cu banii de 3 perechi de Louboutin, îți iei 4 de Santoni. Exact. Altceva. Zice că dumnealui are 2 perechi. În care bag, ca să citesc, domne, am 2 perechi în care le bag o chestie de lemn să nu facă cute. Șanuri. Chestie de lemn. Da. Acum, na, asta cu șanuri nu e pentru toată lumea, că mulți nu știu ce înseamnă. Am card la ei și trimit la fabrică pentru că au garanție toată viața și ei îi trimit revopsiți. Plătesc doar și returile. Pont pentru domnul Ciolacu aici, când ești la metrou de la Aurel Vlaicu, sunt niște băieți, niște întreprinzători, după ora 10 găsiți și returi pe toate măsurile, dacă pe toate culorile. Ați auzit, domnul prim-ministru, că acolo probabil aia vard. La 750 pantofi, probabil ar fi 50 de euro. 10 lei, și așa 10 lei și retur. Și ea ce culoare dorește dumnealui? Cam pe acolo le așez, pe la 50 de euro. Și a spus că și domnul Grindeanu are pantofi la fel, la fel. Nu port alți pantofi, îi port câte 6 luni. Deci, avem următoarea situație. În primul rând, matale, domnul Dinu, ce pantofi e, cât costă? Pantofi sport, am dat pe ei 420 de lei. Deci aproape 100 de euro. 90 de euro. Așa. 84. 84, așa. Alex, da. Cât te costă ce ai în picioare? Stai să văd. Dar fii cinstit. Zi drept. 150 de euro, cam așa. 150 de euro? Ne-a făcut. Ce cauți, mă, din urmă? Așadar, domnul Grindeanu de 750. Da. Sunt garantați pe viață, dar ele îi poartă doar 6 luni. Aici e ceva ce eu nu mai înțeleg. Păi, știi tu, le mai faci un RK, ceva, chiar dacă o fi garanție pe viață. Și pantoful ăla mai are și el un RK. Dar eu cred că treaba le vine din copilărie. Le-au tot spus ăia bătrânii să-ți iei tu un serviciu ca lumea cu carte de muncă. Acum au carte de muncă și au zis ce să facem. Hai să ne ascultăm părinții. Și să-ți iei lucruri trainice, trainice, cu talpă de piele, cum era pe vremea noastră. Da, să nu fie cu talpă de cauciuc, că se taie. Tu știi câte șiruri de covrici de Buzău îți iei cu banii pe o pereche de pantofi de 1000 de euro? Am calculat. 2 euro jumate șirul de covrici, 400 de șiruri de covrici. Păi de 1000, tată, dar dânsoare de 750, deci te rog mai să mai calculezi odată.